Бună seara, iepurarii noastre. După servici am venit la iepuri. Acum e vreo oară jumate la 11. Deja au trecut vreo 2-3 zile de când am avut pierderile cele mai mari. Ultima dată am fost ieri dimineață la fermă. Cum am arătat, am strochit cu apă aici din șorte. Și dar au mai fost chestia că altă ieri a plouat, sau ieri a plouat, nu mai țin minte, dar azi și ieri s-a menținut niște o temperatură joasă, era destul de frig afară. Acum când am venit eu și am văzut eu aici, am văzut în primul rând, am venit și m-am uitat, dacă nu am iepuri decedați, sunt 3 acușuieret și m-am uitat la chestia asta care arată temperatura. Sunt 24 de grade. Acum haideți să vă arăt eu pierderile mele care am avut azi. Iată, acolo este un iepuraș micuț. Iată, cușca aceea de acolo. Un iepuraș micuț, putea, vă 3 săptămâni. Pe urmă, aici un iepuroi tânăr, cât de vreo 2 luni de zile iepuroiul. El tot era pe cale de ducă, nu avea el multe zile. Și, pare de rău, e că e o iepuroaică mare neumărit. Trebuie să mă mai uit din și cauze și cu dânsa și... Cred că tot e de căldură plecată și ea. Nu răsuflă. Asta e situația, cam... Vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. Clar lucru că nu ne oprim la asta. Au fost pierderi și mai mari cândva și nu ne-a lăsat. Adică... Mergem mai departe. Vă doresc noapte bună. Eu acuși... Mă schimb și mă apuc de lucru. Noapte bună!